până la Diana, care mi-e atât de dragă și pe care o aștept de fiecare dată în platou cu dor, avem și noi dezbaterile noastre de purtat. Alex Dobreanu nu se lasă niciodată înșelat de aparențe. El este cel care sapă până când găsește adevărul în aproape orice afacere mondenă. Adevărul ăsta e cam relativ. Serios? În noastre și în lumea asta mondenă. Bună dimineața! Bună dimineața pentru cei care s-au trezit puțin mai târziu. Dau și peste lucruri, pentru că prima știre de astăzi ne-a surprins pe absolut toți. Vorbim despre Cristina Spătar. Da, așa. Care se pare că și-a găsit într-un final sufletul pereche. Păi își găsise, ții minte că a fost căsătorită, după care a divorțat, după care a fost cu un domn mai tânăr cu 21 de ani. La un moment dat nici ea nu mai credea în relația respectivă. L-a ținut la un moment dat ascuns, s-a afișat la un moment dat. Un tânăr bine făcut. Însă după câțiva ani, cred că 3-4 ani, se pare că Dubaiul ăsta face ceva. Sau a trecut cineva din Dubai? Da, nu știm foarte multe despre acest domn. Avem doar câteva poze, pentru că în Dubai s-a întâmplat totul. Acolo a fost cerută în căsătorie cu un inel cu diamant. El în cămașa albă, așa ca a mea, cu un buchet de trandafiri. El român, francez? Nu știm. Dubăian? Nu știm. Este secret, pentru că cumva Cristina ne-a obișnuit la începutul relației. Ea preferă să nu spună foarte multe. Dar cred că au fost de ajunse aceste poze cu acest domn în genunchi. Foarte mulți prieteni i-au felicitat și i-au și filmat. Mai mult decât atât, vreau să îți spun că și declarația Cristinei în legătură cu acest eveniment a fost una nu pozitivă, bucurătoare pentru ea și pentru toți fanii, pentru că se vede că e fericită. Și a și scris acolo, sunt happy, toată lumea o felicita, deci practic s-ar putea să fie ceva în Dubaiul ăsta, pentru că se leagă multe relații acolo. Se leagă relația acolo. Și Cristina e de ceva timp în Dubai. N-am știut asta. Da, da, e cred că de 2 luni cel puțin e în Dubai. Hai mă, lasă-mă. Da. Și a mers o perioadă, într-o perioadă foarte, foarte des acolo. Și nu e singura care a făcut pasul ăsta sau a acceptat această cerere. Vali Bărbulescu, DJ-ul. Se însoară Vali Bărbulescu? Se însoară. Wow! El a spus așa, că la vârsta de 25 de ani s-a căsătorit. Însă nu a știut să-și prețuiască soția. A avut multe aventuri, nu le mai știe numele femeilor. Însă se pare că această doamnă, domnișoară, Maria, pe numele ei, ea cam pus capac, pentru că el spune că m-a acoperit din prima clipă cu bunătatea ei. Un suflet pur cu o empatie despre care nu știam că poate exista. Un om care mi-a oferit necondiționat iubire, încredere, înțelegere și suport în orice. Te iubesc, Maria. Ce frumusețe! Și aici vedem poza cu inelul pe care i l-a oferit. Se mai crede în dragoste, Teo. Stai puțin, dar ce, tu nu crezi? Dacă eu cred în dragoste. Dar hai că eu nu fac parte din showbiz-ul ăsta. Dar dacă ar fi să fac o comparație între viața mea și viața persoanelor publice, cred că e cam puțin diferită. Pentru că în lumea mondenă sunt multe încercări. La mine e mai... Mai sunt suișuri și coborâșuri. O dai cotită, crezi sau nu, da sau nu? Da. Așa, bun. La ei e mai greu.